O să fiu direct cu voi în seara asta. O să fiu foarte direct cu voi. Pentru că atunci când mă duc la doctor, îmi place să fie doctorul direct. S-a cântat aici frumos. Am avut lacrimi pe față. Că piciorul l-am mișcat, dar lacrimi pe față oare am avut? Se predică aici, frumos, a predicat extraordinar și mai înainte. Ai avut lacrimi pe față. Iubiții mei, creștinii în contextul lui Dumnezeu sunt oamenii sensibili. Oamenii care atunci când Dumnezeu vorbește, sunt gata să asimileze cuvântul lui Dumnezeu și să spună: Doamne, ăsta nu-i pentru soacră mea predica asta, e pentru mine. Eu sunt păcătosul acela și când te simți păcătos și îți dai seama că l-ai supărat pe Dumnezeu, ai nevoie de șervețele. O altă caracteristică a creștinului adevărat, auziți, ferice de cei blânzi, că și ei vor moșteni pământ. Mă uit la voi ce blânzi sunteți acolo pe scaune, ce blânzi suntem aici pe scaune. Oare așa suntem și acasă, cu soțiile noastre și cu copiii noștri? Ferice de cei milostivi, că și ei vor avea parte de milă. O, de câte ori ni s-a cerut să dăm pâine și am dat piatră, o inimă împietrită. Ați înțeles acum versetul din Luca 11? Ne cheamă Dumnezeu să avem o inimă milostivă. Ne cheamă Dumnezeu să avem o inimă curată. Poți să spui în seara asta: Doamne, am o inimă curată. Îmi spunea Duhul Sfânt când mă rugam, întreabă-i următorul lucru. Dacă ești om cu inima curată, dacă spui că ești om cu inima curată, poți să spui că toți banii care ai acum în pormoneu, i-ai lucrat în mod cinstit? Am zis: Doamne, cum să întreb asta? Că nu mă mai cheamă anul viitor. Și o să trebuie să nu-i probleme cum te mai cheamă. Elicanomenado stibrelo velias. Poți să spui că toată casa aia cu 3 etaje, ai făcut-o cinstit? Poți să spui că mașina care ai parcat-o, ai făcut-o cinstit? Poți să te uiți la soția ta în ochi, la și să-i spui: legământul care l-am făcut cu tine acum 20 de ani, l-am păstrat. Poți să dai telefonul tău la un păstor și să spui: frate păstor, trebuie să mă căsătoresc peste 3 săptămâni. Poți să-mi verifici telefonul. Îmi spunea o fată și un băiat care au nunta mâine: Cristi, dacă vrei să arătăm telefoanele. De un an de zile de când vorbim, am trimis unui presbiter în fiecare săptămână, am dat socoteală de relația noastră. Frate Cristi, poți să vii la noi la nuntă cu toată deschiderea? Ne este frică de Dumnezeu. Îl cinstim pe Dumnezeu. Îl iubim, ne-am păstrat curați. Ce frumos! Ce frumos! Că nu trebuie să tremuri ca și păstor când îți pui mâinile peste ei. Dar ce rari sunt oamenii ăștia. Iubiții mei, ascultați-mă, mă uit la soția mea când face de mâncare. Cel mai bun steak din lumea asta, cea mai bună mâncare din lumea asta. Dacă o pui într-un farfurie murdară, ce se întâmplă? Se curățește farfuria, așa-i? Nu. Suntem împăcarea. Am stat de vorbă cu 18 familii aflate în pragul divorțului în ultimele 3 luni. Nu vă spun ce confesiune au, că nu asta e important. Dar știți ce m-au spus? Nu mai suport! Dar îi dădeai 3000 de mesaje înainte de nuntă. Acum nu mai suporți? Iubiții mei, dacă l-am pe Duhul Sfânt în mine, ascultați-mă, Duhul Sfânt mă face să suport pe toți oamenii. Că și Dumnezeu mă suportă pe mine. Ferește de cei împăciuitori, ferește de cei prigoniți din pricina sfințeniei. Mă uită la voi astăzi. M-aș bucura în ziua răpirii să nu lipsească niciunul. Numai că faptul că eu spun cuvintele astea nu certifică că eu și tu vom fi în cer. Dar se uită Dumnezeu și mă uit și eu peste dumneavoastră. Câți dintre noi am luat o palmă, un scuipat, o bârfă, o lovitură din cauza lui Dumnezeu? Ferice de cei prigoniți din pricina mea, din pricina neprihănirii. Până în clasa 7 vreau să recunosc, să vă spun că am fost băiat de pentecostal, dar n-am fost pocăit. Făceam și eu ce făceau ceilalți. Vineam și cântam în biserică. Vineam și spuneam poezii. Și la școală mințeam și înjuram cum făceau și ceilalți. În clasa 8-a, într-o seară de stăruință, am simțit nevoia să mă duc la mărturisire să mă descarc. Și la prima rugăciune de Dumnezeu mă botezat cu Duhul Sfânt. Și am plecat la școală un om nou. Și din momentul acela, cei care mi erau prieteni, cei care mergeam împreună la prostii, au început să-mi devină să se distanțeze de mine. S-a terminat clasa 8 și am intrat la Ghiba Birta, am arat clasa 9-a, 12.
Și acolo am avut mai mulți colegi care mă înjurau, mă blestemau, mă făceau cu ouă și cu oțet. Îmi spuneau pocăință, numai pocăință îți trebuie. Și plecam capul de multe ori. În mod special am avut pe un coleg, Răzvan. M-aș bucura să-l întâlnesc într-o zi. Poate s-a schimbat, nu știu. Mă înjura aproape în fiecare pauză. La finalul clasei a 12-a zis că este un caiet din ăla cu poze, unde scrie ceva. Mi-au scris toți colegii de ceva. Dar eu am fost interesat să văd ce-mi scrie Răzvan. După 4 ani de înjurături, să văd ce scrie. Știi ce mi-a scris Răzvan la final, după ce a scris o jumătate de pagină? În loc să scrie cu drag. Ascultați-mă, dragii mei. Orice element dintr-o mâncare, păstârnacul, pătrunjelul și ce vreți voi, orezul, n-ai orez acasă, pui cartofi și tot faci o ciorbă de ceva. Orice element din mâncare poate fi înlocuit. Sarea nu poate fi înlocuită. Orice meserie din lumea asta poate fi înlocuită. Orice om din lumea asta poate fi înlocuit. Mergi, de exemplu, la primărie, nu-i primarul, dar e vicele acolo, nu? E secretarul. Și te rezolvă. Mergi la chirurgie, la județean, nu-i șeful de secție, dar e asistenta lui. Îți pune granula, îți face analizele, te pregătește pentru operație. Și exemplele pot să continue. Merg la notar, nu-i notar acolo, e secretarul lui. Oricine poate fi înlocuit în lumea asta. Știți cine nu poate fi înlocuit? Creștinul. Creștinul adevărat. Omul care umblă cu Dumnezeu. Omul care trăiește frumos. Ăsta nu poate fi înlocuit. Mă, n-am sare. Ce spune soția? N-am sare. Dar auzi, îți spun păstărna cât vrei. Nu. Dacă n-ai sare, nu poți să mănânc. Elementul cel mai important. Mai spun ceva despre sare. Spune istoria că bunicii noștri, și noi știm asta, străbunicii noștri n-aveau oțet alimentar cum avem noi astăzi la dispoziție. Dar aveau sare și puneau sarea ca să conserve alimentele pentru iarnă. Știți că sarea păstrează. Sarea păstrează. Spune Biblia că Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la el. Iubiții mei, voi nu vedeți că după un meci extraordinar, ăia știu scorul și după 20 de ani. De ce noi nu mai știm ce s-a predicat la biserică după o săptămână? Și de ce? Lipsește sare. În 86, când m-am născut eu, Ducadam din Arad, a apărat nu știu câte penaltiuri la un meci. După 35 de ani, România încă știe asta. Și tu nu ții minte ce s-a predicat acum două săptămâni la biserică. De ce? Lipsește sare. În seara asta aș vrea ca sarea să fie prezentă în fiecare dintre noi. Și dacă suntem aici, să ne facă Dumnezeu o făptură nouă. Când 2 Corinteni 5 cu 7 și așa spune și încheie primul punct. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2. În momentul când ai un creștin care e sare, în momentul când ai un creștin care e autentic, care este, poți să-l folosești. În momentul când ai sare în casă, când ai lumină, când ai un bec, când ai un telefon, poți să folosești. Iubiții mei, o zis Iisus Hristos așa, voi mai sunteți ceva, voi sunteți ca o lumină, ca un creștin, ca un om care se consumă, care arde, cum spunea fratele Galiu așa de frumos aseară aici, care transpiră. Știți că singura transpirație care nu miroase urât e transpirația slujitorului Dumnezeu. Vorbesc metaforic, vorbesc spiritual. Alții îți dat cu parfum, nu mira, tot e ok. Dar el nu mișcă un deget pentru Domnul. El stă în tribună și ține scorul. N-ai vrea să cobori cu noi pe teren astăzi. Să vezi ce înseamnă transpirație. Să vezi ce înseamnă să faci 14 ore pentru o predică. Să vezi ce înseamnă să faci pană înainte să intri în biserică cu 20 de minute. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Fiecare dintre dumneavoastră vă consumați pentru ceva. Întrebarea mea este, te consumi pentru ceva bun? Că și becul din discotecă arde și ăla din biserică arde. Numai că unul arde pentru păcat, pentru sexualitate, pentru concubinaj, pentru prostii și altul arde pentru Evanghelie. În odaia de sus, în Fapte 17, spune Biblia că erau multe lumini. Erau multe lumini și predica Pavel.
Și au zis luminile astea, vrem să ținem lumina asta prinsă, ca să vadă Pavel în lege, în Biblie, în Scriptură. Te întreb astăzi în numele Domnului, pentru ce arzi în viața asta? Lucru pentru care arzi merită să mori într-o zi? Iubiții mei, oricum ne consumăm. Am decis cu soția mea când ne-am căsătorit în 2010, în loc să creștem câini și pisici, să creștem copii. Nu e ușor cu 6 copii. Vă garantez că n-ai timp de Insta, n-ai timp de Facebook, n-ai timp de telenovele, n-ai timp de nimica. Slăviți să fie Domnul că n-ai timp de astea. Dar mă uit la soția mea că arde pentru ceva. Fata mea mai mare știe peste 30 de salmi pe de rost. Eu ca păstor nu știu de 30 de salmi pe de rost. E rușine să vă spun asta. Dar ca să știe ea 30 de salmi pe de rost, a fost o mamă care în loc să stea pe H&M.ro sau să meargă la mall să se uite cum merg scările în sus și în jos și să-ți bea cafeaua de 3 ore, o sta cu copiii să învețe psalm. Ne consumăm pentru ceva. Ardem pentru ceva în viața asta. Dar lucrul ăla pentru care ardem merită să murim într-o zi. Avem la noi la biserică, am început o renovare în urmă cu 2 luni de zile. Nu vă spun câte comentarii am avut. Ce vă trebuie renovare, mă? Ce vă trebuie loc și confort, mă? Au avut Iisus de naștea? Și alte prostii de acest gen. Și ăia care ni le spun și-au renovat casa de 3 ore în ultimii ani. Și noi în 14 ani n-am făcut nimic la biserică. Nimic material. Și-o trebuie schimbată mocheta, și-o trebuie schimbate băncile, și trebuie lucrat la tavan, și trebuie făcute multe lucruri. Am zis, Doamne, eu rezolv cu renovarea. Eu cu încă vreo 2-3 dăm telefoane, facem. S-a zis, Doamne, da, rezolv. Dă-i drum. Am făcut banner, am pus pe Facebook. Facem renovare la biserică. Ați ascultat predici din Muntele Sionului. Dacă vreți să dați, dați. Au văzut 100.000 de oameni anunțul, ne-au sunat 12 persoane. O zis, Doamne, ai rezolvat, așa ai? Bravo, mă! M-am pus pe genunchi într-o seară, că vineau facturile. Și am zis, Doamne, n-am rezolvat nimica. Că nu mai avem jucători. Avem 80.000 de suporteri ca pe All Camp. Și avem 22 pe teren. Aproape în fiecare zi am fost la biserică când am plecat în misiune. Împreună cu un frate care răspundem de lucrări. Din 300 erau 2 la muncă, 3, 4, maxim 4. Și ăștia după telefoane. Bă, te rog frumos, mai ai te rog frumos, mă, să vii. Vreți să vă spun ce am pățit? O zis, Domnul Cristi, lasă-mă pe mine să rezolv. Recunoaște că ai falimentat. Și am zis, Doamne, recunosc. Că mi-am sunat prieteni din țară și au răspuns Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. Revin mai târziu. Dar când mai târziu? Mi-a întrebat. Când să revin? Unde vreau să ajung oameni buni? Voi vedeți că nu mai avem oameni de sacrificiu. Unii dintre voi când erați în lume, eu știu pentru că am neamuri în lume. 800 de euro strică pe noapte câte unul. Și când se face colecta, slăvit să fie Domnul că m-a rămas rest de la McDonald's. 2 lei. Extra, Doamne mare ești, Doamne. Extraordinar. Și am pus-o ăla. Hai, pentru ce am făcut, zice. Vreți să vă spun ce am pățit la biserică cu renovare? Haideți să vă spun. O ridicat Domnul niște făclii. M-am dus la biserică într-o zi și era un frate de 73 de ani la lucru. Și am zis, frate, ce cauți aici? Acum 2 luni mi-ai spus că ai operație la ochi. Ce cauți la servici după operație? O zis, frate Cristi, operația au reușit și eu am venit să slujesc Domnului. Și alții sănătoși stau acasă. Alaltă ieri am mâncat cu meșterii la masă acolo, după ce am terminat treaba ce a fost acolo. Știi cine era la lucru, la moloz? Și l-a băgat acolo, în mașină, mizeria. Soțul unei surori oarbe din biserică. A 10-a zi de lucru, sau 11 deja o are. Puteți să zică, frate păstor, soția mea e oarbă, 24 din 24 are nevoie de mine. Știi că nu poți să vii și aș fi spus, nici să nu te prind pe aici, că are nevoie nevastă de tine. Aseară după ce am mâncat, o scos o plasă de rafie din aia veche și avea ceva împachetat, așa, cu o foaie din aia veche, un ambalaj mai vechi. Și-o zis, soția mea, vă rog, are rugăminte. Ne-am oprit toți, din tot. Eram la desert
Și o zis soția mea așa oarbă cum eu, a făcut doi cozonași pentru dumneavoastră. Vă rog frumos să serviți. S-a făcut liniște în sală. În urmă cu o lună, sora asta a venit la biserică cu făină, cu ouă, cu sucitarea. Și-a întrebat-o, frate, ce cauți la biserică? Ce cauți la bucătărie? Că tu ești oarbă. O trebuie să vină cineva cu ea de braț. Și-a zis, am venit să fac tăiței pentru familiile cu mulți copii. Stați că n-am terminat. Are Dumnezeu lumini pe care noi nu dăm doi bani. Avem la noi la biserică o femeie în cărucioară, numai cu 4 ani de zile, o lua botez. Mai întâi s-o pocăie băiatul ei, acum s-o pocăie de ea. În urmă cu câteva luni de zile m-am apropiat de ea și am zis, soră, cum sunteți? Și așteptam să-mi zic, frate Cristi, am nevoie de bani, medicamente, cărucior electric, am cărucior din ăla care trebuie să-l faci așa, să mergi. Și dacă ar fi spus lucrurile astea, n-aș fi judecat-o nici 1%. Că erau normale. Știi ce m-a zis? O ridicam mâna în sus și o zis, slăvit să fie Domnul, sunt foarte bine. Am zis, soră, cum puteți să spuneți lucrurile astea? Că îi întreb pe unii oameni care au bani, au mașini, au case, cum ești? Sunt depresie. De ce? Am pierdut 1000 de euro din 100 de mii. Îți distrus, zice. Îți termina. Și dumitale zici că ești bine? Am zis, soră, spuneți-mi, vă rog și mie, de ce sunteți bine? Și o zis, Vale Cristi, de când am luat botezul, în fiecare zi, în fiecare zi, când cu băiatul meu acasă citesc din Biblie, ne rugăm și în timp ce ne rugăm simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci uit și de cărucior și de medicamente și de piciorul tăiat care l-am. Frate Cristi, când coboară Domnul în camera mea, mă face bine. Am zis mărturia asta undeva, cineva m-a sunat, Frate Cristi, vreau să trimit niște bani pentru femeia asta. Am zis, mă, foarte bine, dacă vrei să faci asta, uite, îți dau numărul băiatului de telefon. O trimis banii, m-a sunat băiatul a doua zi. Frate Cristi, am primit niște bani de la cineva pentru noi. Zic, slăviți să fie Domnul. Zice, nu pentru asta te-am sunat. O zis mama mea să te sun și să spun așa, toți banii care i-am primit merg la renovarea bisericii. Am început să mă bâlbui. Eu care n-am emoții. M-am uitat la numărul de telefon, mă, cred, vorbesc cu persoana potrivită. Și am zis, frate Cristi, dacă omul care o da bani vrea să mi dea pentru renovare, m-ar fi sunat personal. Banii ăștia nu sunt pentru renovare, sunt pentru voi, care nu vă plângeți, dar știu că aveți nevoie. Frate Cristi, eu zis mama așa, să ne lași să ne facem casă în cer și să nu te mai împotrivești. Și noi nu închidem telefonul ăsta până nu ne dai numărul la administrator și într-o oră banii vor fi acolo. I-am dat numărul și așteptam să văd dacă o mamă cu piciorul tăiat, cu un băiat lângă ea care o îngrijește în continuu, se țin de cuvânt. Că promisiuni ca și păstori am auzit cu milioanele. După o oră mă sună administratorul, frate Cristi, tu i-ai trimis aici? Zic, nu, ei au vrut să meargă. Și am primit niște bani. Vă mai spun una frumoasă, lumini care ard, ca să nu mai spună tineri, Hade Cristi, tot cu Avram, cu David, cu ăia, dar în zilele noastre unde-s pocăiții? Uite că sunt pocăiți. Sunt. Numai că s-a ascuns. Noi cunoaștem noi. Noi cunoaștem noi. Ne stresam cu bani acum vreo 2 săptămâni iară. Stresați la maxim. Că nu le poți cere la echipele de meșteri care vin din România să lucre în numele Domnului, că poate vor să facă altceva în numele Domnului. Și mă spun la administratorul, frate Cristi, bucuros, o soră văduvă a trimis 22 de milioane. Și iar o trebuie să închid telefonul și iar o trebuie să mă smerez. Și să zic, Doamne, sunt un nenorocit. Acum îmi dau seama că Biblia e adevărată. Că adevărații bogați, nu sunt ei care au bani, ci ei care au inimă. Te întreb în seara asta, care sunt lucrurile pentru care arzi? Poate n-ai participat la o renovare a unei biserici. Dar câți Lazar au mâncat la masă ta până acum? Câte orfelinate și azile ai vizitat până acum? În București
în urmă cu 2 ani, într-o iarnă groasnică, la final de decembrie, niște copii orfani dintr-un orferinat s-au dus la gard și și-au lipit năsucurile de gardul înghețat. Și au venit directoarea și au zis: ce căutați aici, copii? Nu vedeți ce frigă e afară, ce înghețat e gardul? Și copiii cu lacrimi din ochi s-au uitat și au zis: doamna directoare, oamenii aia care ne-au adus banane la Crăciun și clementine nu mai vin. Și-a zis directoarea către reporterul la care i-a povestit faza asta: au trebuit să muș buzele, au trebuit să tac din gură. Ce să le spun? Că creștinii din România vin doar la Paște, la Crăciun, la noi. Iubiții mei, Dumnezeu nu caută pocăiți doar la final de iulie, doar la Paște, la Crăciun. Dumnezeu caută pocăiți între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Ne miroase în spital, aspirt, între Paște și Crăciun. Și la Crăciun miroase 2 zile la clementine și apoi iar aspirt. Știți câți de lângă noi au nevoie de noi? Iisus, când a împărțit 5.000 de pâini, n-a zis: pentecostalii să în picioare, restul plecați. Nu. Au făcut bine la toți. Că nu toți au răspuns cu aceeași monedă, e treaba lor. Eu mi-am făcut parte, zis Domnul. Pentru ce arzi în viața asta? Vă dau exemplul lui Pavel, un candelabru fenomenal, o lumânare extraordinară. Fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. O, ce ținem la viața noastră! Suntem în stare să facem scandal pentru o mâncare. Auzi, nu este aer condiționat. Eu nu vin la biserică. Ține mult la eu ăsta, la trupul nostru. Nu contează cât e meniu. Bătim. O zis Pavel, am ajuns să nu mai țin la viața mea. Ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Dumnezeu, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu.